Pot să vă spun că timp de o săptămână, la nivel de spital, avem o tendință de descreștere a numărului de cazuri internate, o tendință de creștere a numărului de cazuri externate, vindecate. Una dintre provocările cele mai mari la momentul preluării conducerii era prevenirea personalului medical în activitate. La momentul actual, lucru care se întâmplă și în momentul de față și din ce în ce mai mulți colegi, atât medici, asistenți, cât și personal auxiliar, s-au reîntors în serviciu. La momentul actual, suntem destul de bine la capitolul personal medical, cifre exacte. La medici, aproximativ 88% dintre cei care activau înainte de pandemie sau au revenit la servici, asistente medicale aproximativ 77%, mai rău, mai prost, personal auxiliar aproximativ 67%. Este o perioadă cu o tendință de relaxare, activitatea personalului medical în momentul de față se desfășoară în condiții optime, nu mai există sincope, da, care ar putea fi provocate de anumiți factori, toate serviciile, așa cum au fost ele, da, reconfigurate în cadrul Spitalului Județean datorită noilor circuite care au prevăzut comasarea foarte multor secții, funcționează în parametri optimi. Avem, după cum v-am spus, o rată de externare peste cea a internărilor. Deci consider că în momentul de față suntem pe un trend ascendent și cred că și să sperăm că va continua la fel ca și până acum. Cele pe care vi le-a prezentat, procentele prezentate de domnul manager, sunt încurajatoare pentru toată lumea, în primul rând pentru personalul spitalului și în al doilea rând neapărat pentru populația generală, populația județului, a municipiului, în primul rând poate să aibă încredere că spitalul și-a revenit din punct de vedere al personalului. Întoarcerea la muncă a aproape tuturor medicilor și a trei sferturi din asistente, respectiv două treimi din infirmiere și îngrijitoare, nu face decât să fie expresia faptului că pandemia a trecut, imunitatea s-a câștigat, personalul își revine și din punct de vedere psihologic, este apt de muncă, coroborat cu tendința constantă din ultima săptămână, aș îndrăzni să spun, a scăderii numărului de cazuri noi, nu face decât să întărească, pe de o parte, ideea că personalul știe ce are de făcut, poate să facă, iar trendul se consolidează din punct de vedere al îmbolnăvirilor noi, este în scădere sigură, cel puțin din analiza datelor epidemiologice. Noi suntem pregătiți pentru orice, inclusiv scenarii optimiste sau pesimiste. Misiunea noastră este să ne îndeplinim datoria în spital. Ridicarea carantinei, dacă vreți o părere proprie, este o chestiune favorabilă din punct de vedere psihologic, atât pentru populația Sucevei, cât și pentru cei care luptă în linia întâi, cum ziceți dumneavoastră. Bineînțeles că o decizie, așa cum se va lua, favorabilă, sperăm și noi, sau nefavorabilă, nu este apanajul nostru. Noi suntem, în orice caz, cu datele epidemiologice pe masă, sunt cifre, procente care vorbesc de la sine că lucrurile s-au așezat pe un trend descendent consolidat
și dacă se va ține seama de lucrurile acestea și de alte date epidemiologice care nu sunt în posesia noastră, ci a Direcției de Sănătate Publică, dacă vreți o părere personală, înclin că ne calificăm pentru ridicarea carantinei sociale. La momentul actual, în spital nu există medic epidemiolog, dar s-au făcut toate demersurile necesare pentru a angaja un medic epidemiolog. S-au anunțat concursuri pentru angajare pe perioade determinate. Am făcut demersuri atât la Consiliul Județean cât și la instituția prefectului, da? Să ne ajute ca să identificăm, poate din județ sau poate din alte parte, să putem să aducem un medic epidemiolog, atât și la Direcția de Sănătate Publică din Iași, care este coordonatoare pentru zona Moldovei, ca să putem să aducem pe cineva. Dar, la momentul actual, toate circuitele în spital sunt funcționale, sunt stabilite cu medicii epidemiologi cu care am lucrat noi, inclusiv în săptămâna care s-a scurs din momentul preluării interimatului. Da? În momentul de față nu există probleme majore din punct de vedere al circuitelor în spital, circuitelor epidemiologice. Toate lucrurile funcționează. Un medic epidemiolog în momentul de față mi-ar fi util pentru alte provocări sau pentru situațiile în care 1. Scade important numărul de pacienți internați în spital și putem să gestionăm cazurile numai în secțiile din sistem pavilionar. Probabil vom face mai multe scenarii, după care ne vom ghida activitatea pe viitor. Cu siguranță, noi va trebui să conviețuim cu acest virus pe o perioadă nedeterminată în momentul de față și alte circuite vor fi stabilite pe un termen mai îndepărtat, deci nu avem nicio urgență majoră în momentul de față. Într-adevăr, prezența unui medic epidemiolog îți oferă o siguranță mai mare, dar vă repet încă o dată. Deci, la momentul actual, spitalul funcționează pe circuitele stabilite și va funcționa încă o perioadă de timp de care noi nu avem cunoștință, dar depinde cum va evolua situația epidemiologică în județ. Dacă ne referim la carantinarea Sucevii, este o măsură impusă de autorități, dar noi, ca spital, suntem pregătiți și avem un plan, mai multe scenarii, prin care putem să ne mărim capacitatea, da, de internare a pacienților. Suntem acum pe scenariul 1, sunt 3 scenarii posibile stabilite, bine gândite până acum, să ne mărim capacitatea mult, trecând de la 700 la 900, 1000 și ceva de pacienți. Deci toate lucrurile astea sunt în momentul de față foarte clare, s-au început toate simulările astea încă de vechea conducere militară, așa este dezvoltată în continuare și ținem cont și noi de aceste posibile scenarii, dar asta nu înseamnă că dacă situația epidemiologică se agravează, presiunea asupra spitalului va crește din nou, așa, probabil, dacă se va întâmpla lucrul ăsta, vom face față și anume din considerente că personalul medical este în proporție de peste 70% în activitate și suntem pregătiți ca să facem față altor provocări.